din supra Y plus la radical din Y supra X egal cu 5 pe 2. Un pic mai mare. De sub 1 pe X plus 1 pe Y este egal cu 5 pe 16. Cum ai încercat să faci așa să mai întâi, ce ar trebui pus? Niște condiții, cred. Așa. Adică X și Y sunt diferite de 0. Spune, X diferă de 0. Y diferă de 0. Și încă ceva. X supra Y să fie strict mai mare ca 0. Da, dacă X supra Y strict mai mare ca 0, și Y mai mare egal ca 2. Mai mare egal. Dar și Y pe X e mai mare egal. Dar fiindcă X strict diferit de 0, cred că cu strict este mai corect. Pentru că nu are voie să fie X 0. Da. Deci X supra Y e mai mare ca 0 și atunci și Y pe X e mai mare ca 0. Și invers. Deci e bine de asta. Și acum puneam punct de lucru, să vedem ce inițiativă avem. Da. Dar nu dăm pe aici cu D și dar cu un V, să zicem. A, ecuația asta se ușurează, dar cealaltă aici? Poate prima ecuație este interesant de văzut cum poate fi scrisă. Radical din X pe Y, literă și pe asta altul cât va fi. Invers, nu pe aia literă aceea. Așa este. Deci notăm radical din X pe Y egal cu T. Notăm radical din X pe Y. Radical adânc, nu? Părinte și de numărător și numele. Să notăm cu T. Cu virgulă, ce fel de valoare este T? Pozitiv. E radicalul meu de mare. T mai mare ca 0. Și atunci, prima ecuație de bine rezultă. Prima ecuație de bine, să vedem ce de bine. T plus... Așa. Egal cu 5 metri. Lucrând numai la ecuație aceea. Hai să vedem de un cap la celălalt. Deci ecuația ce devine? 2 de pătrat. 2 de pătrat. 2 de pătrat. Plus 2. Dar trebuie să iei 2. Egal cu 5. 5 de. Deci 2 de pătrat minus 5 de. Hai mai repede, vorbește și... Plus 2, plus 2 egal cu 5 egal. Thank you.
aprile. Deci unul, așa, 4 litri, plus... Da. Atunci la cea numitor, numitor comun este 16Y, acolo cu 4, dincolo cu 16 și cu Y. Și cu Y. Și atunci avem X egal cu 4Y, sistemul de bine. 4 plus 5. Adică 20 egal cu. Da. Adică de acolo. Y egal cu 1 pe 4. Deci Y egal cu 1 pe 4. Și X. Valer
4 minus 3 minus 1. Pa ies, era mai cum. Cine era mai cum? Era eu, ca să nu mai zic la altă. Deci, B egal cu minus S minus 1. Și ne ducem și înlocuim și o să avem sistemul de bine 2 S pătrat minus 5 pe lângă. Minus 5 pe lângă? 2 este pătrat. Hai, lucrăm repede. Prima în care am aflat
Thank you.
sad se peša se uđe. Čekaj, ne ovako minus sat, minus opto, ko sad reći. Minus pato, kaj je nema. Da, minus pato, kaj je preši, uđu. Ne zbazima su pripuci, si formam long period fiecare din varianta de asta, acolo și formăm câte sisteme, două sisteme, și o să aveam, o să avem x supra y egal cu, cu cât? Minus 4 pe 3. Iar cea de-a doua ecuație este x pătrat plus x y egal cu 2. 1. Primul sistem ăsta, da? Asta. Un al doilea sistem. Tot x pe y, dar cu cealaltă variantă, 1, x pătrat plus a. În felul ăsta am, avem acum de rezolvat un două sisteme, da? Deci două sisteme în care ecuația este de gradul 3 și cealaltă de gradul 2. Exclusiv. Da. Echivalent x egal cu 4y pe 3 pe 16 16y pătrat pe 9 la x minus 4y pe 3 x egal cu minus 4y așa și vine minus acolo, asta la pătrat, minusul la pătrat, nu face plus. Da. Echivalentul x egal cu minus 4y. Da. 16y pătrat minus 12y pătrat egal cu 18. X egal, deci vrem un X sau un loc, puteați acasă. Unde? De ce 32? Păi dar care e viitor comun? Va fi egal cu x2 cu cineva.
supra y egal cu 1, cuplat cu varianta x pătrat plus x y. Thank you.
4, 4. YZ egal cu 2. Sistemul de linii. Hai să vedem ce devine. YZ egal cu 2. Să scriem cele 3, nu, 3 ecuații. Ce anume? XZ egal cu 3. XZ. Dedesubt. XY egal cu 1. Și YZ egal cu 2. Deci fostul sistem acesta s-a redus la sistemul de aici. X egal cu de aici cu 3 supra Z. Da. Deci de acolo X egal cu 3 supra Z și unde se arată cu X-ul? Acolo. pentru care funcția are valoarea minimă egal 5.
o Y. Intersecția cu axa o Y este punctul de coordonate și intersecția cu axa o Y este punctul de coordonate nu, intersecția cu axa o Y este punctul de ordonată 6. Da? Intersecția simbolului intersecției cu axa o Y egal cu elementul 6. Egal cu 6. Bun. Hai să vedem cum facem problema asta. Ce înseamnă că la punctul ăsta îți spune? Vârful are coordonate minus 1 și minus 16. Cine sunt coordonatele vârfului parabolei? Păi coordonatele vârfului, mă. Vârf, parabola, ce coordonate are? În cazul dar care sunt coordonatele stase. Vârful B de coordonate minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Deci vârful parabolei V, V are coordonatele, nu e ca V de coordonate, minus B supra 2A și vârful minus delta supra 4A. Când am trasat graful funcției, vă amintiți că începeam să dăm x-urilor valori de la o valoare centrată, stânga-dreapta. Era vorba de minus B supra 2A. Valoarea e sub vârful, axa vârfului. Iar valoarea pe care o obținem, sau imaginea lui minus B supra 2A, este minus delta supra 4A. Ei bine, deci x indice de x sub vârfului, egal cu cine cu minus B supra 2A. Și egal mai departe, concret, că pe x-ul tău. Minus, de acolo, cu minus 1. Minus în formulă. Plus. Cu minus pe x plus. Supra? Oric. Nu mai e oric. Mai coeficientul cu este aici. Cu x pătrat. Cum x pătrat? 2. Supra coeficientul. 2 a. Adică supra? 2. Mai coeficientul. Deci cine este B-ul? B-ul coeficientul lui x. C-ul este termenul liber. Coeficientul x pătrat este A, măi, nu se poate. Deci x-ul vârfului este egal cu 8 plus 1 pe 2. Iar y-ul vârfului egal cu minus delta supra 4. 4 și egal cu 4 A, au 1. 4 da. Minus delta supra 4 A. Este bine să scrim așa. Egal mai departe. Calculează pe delta, vedeți. M plus 1 la pătrat. Da. Minus 4 e. 4 e. Delta. Se iau M pătrat plus 2 M plus 1 plus 4 e. Și egal mai departe. Egal cu minus. Egal cu minus o primul între părinte. M pătrat. Da. Plus 2 M plus 1 minus 4 e. Supra 4. Ei, dar în problema autorului ne dă. Și ne spune că x-ul vârfului de coordonată, B de coordonată minus 1 minus 16. Și înseamnă că cât este x-ul vârfului? Minus 1. Deci x-ul vârfului egal mai departe aici cu minus 1. La y cu vârfului este minus 16. Și iată că acum avem un sistem. Nu? Un sistem de două ecuații. Și avem B plus 1 egal cu minus 2. Deci echivalent. M plus 1 egal cu minus 2. Minus 2. Și M pătrat. Iată, minus cu minus. A, și vine M pătrat cu 2M plus 1. M pătrat cu 2M plus 1 minus 4M. Deci egal cu 4. Egal cu 64. Acesta este sistemul pe care trebuie să-l rezolvăm. Și care găsim valorile în rușine. Acum trebuiam valoare. M este egal cu minus 3. Da. 9. Plus 2M. 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 M, da. M
Deci nu e egal cu minus 3, egal, nu e egal cu minus 15. Deci la întrebarea, cine este mașină că vârful să aibă format de minus 1, minus 16? Răspunde, nu e egal cu minus 3 și nu e egal cu minus 15. Nu e egal cu minus 15. Păi, cum e? Deci mă egal cu minus 3 și mă egal cu minus 15. Acestea sunt valorile mă și mă pe care am găsit. Bine. Să vedem cealaltă întrebare. Să găsim pe mă încât minimul funcției să fie 5. Cine este minimul funcției? Mai întâi dacă am de minim funcția asta. Ori de câte ori pe cetul X pătrat e pozitiv. Funcția admite un minim pentru graficul va fi sub forma asta, cu cum se va prezenta graficul când au pozitiv. Știți bine, graficul este o parabolă, deci va fi așa cu vârful în jos și cu graficul în sus. Ei, dacă asta e forma, deci vorbim de un minim. Cel mai de jos Y, minimul lui F, înseamnă Y-ul cel mai de jos. Este Y cu vârful. Deci, min de F, să scriem și noi, min de F, egal cu Y indice F, Y cu funcție, și egal cu cine? Cu 5 și egal cu, din ce știi tu? Cu cine este egal? Păi Y cu vârful, cu cine este egal? Y cu vârful lui și am zis, egal cu 1? Poate să mai există încă o dată. Minus delta asupra 4. Deci, autorul când a spus că are un minim de valoare 5, s-a referit la faptul că minus delta asupra 4 e doar cu 5, pentru că trebuie să ne spui foarte repede. Deci avem în ecuația minus delta asupra 4 egal cu 5. Echivalent. Păi, nu am văzut, că dată pe deloc. Dar minusul față al minus, frații. Minus, e minus. Egal cu 5. Echivalentul. E pătrat și 2. E pătrat și 2. Plus 1. Minus 4. Este egal cu 20. Cu minus 20. Minus. Minusul ăsta în fața al minus. Frații, nu am văzut. Deci este egal cu minus 20. E o primă relație. Acum, dacă mai obținem o relație, da? Ne mai trebuie o relație. Cumva, ia uite de tu autorul, ne mai trebuie o informație. Intersecția cu ei, nu știu, cam 6. Intersecția cu axa Y. Ce știi despre punctul de intersecție cu axa Y? Cine este 0 tot timpul pe axa Y? X-ul este 0. Da? Deci X-ul este 0. Adică, pentru a obține pe 6, trebuie să facem în relația asta pe X egal cu 0. Deci, spunem și noi. 6 este egal cu F de 0. Care înseamnă echivalent cu? 6 egal cu 1. Sigur că 6 egal cu 1. Că F de 0. F de 0 înseamnă N. Deci la capul de desubt, N egal cu 6. Iată ce avem în întrebare. Nu este nu. Calculatul de desubt. Și pe 1. F pătrat plus 2 minus 24. Este egal cu minus 21.
și minus 3. Să vedem mai departe, să vedem un alt, o altă problemă. Iată, am să nu-ți repede la asta. Și anume. Fie e fizicien, depinde pe el valori în el. E fizicien de x egal cu, iată și rețeta, e fizicien de x egal cu, nu minus 2 în paranteză ori x pătrat, minus, în paranteză 3, m plus 1, totul de mulțit cu x, plus 2, m plus 3, plus 2, m plus 3. Asta e funcția. A. Și egal și cu 0, da? Deci aceasta este rețeta și să atașăm ecuația egală cu 0. Pentru funcția respectivă. Câteva întrebări. Am. Prima întrebare spune așa. Să se arate că pentru orice m real, oricare m real mai puțin 2, minus mulțimea formată din 2. Oare de ce autorul dă pe 2 deoparte? De ce nu lasă să fie m egal cu 2? Aici 2 minus 2 face 0 și ecuația nu rămâne, funcția nu rămâne de gradul 2. Deci funcția devine de gradul 1. Deci de aceea trebuie grijă să spună că conectorul poate de funcție de gradul 2, coeficientul trebuie să fie acolo diferit de 0. Deci mult diferit de 2. Să arăt că ecuația e fizicien de x egal 0. Așa e ecuația. E fizicien de x egal cu 0. Are soluții reale. Există x1, x2, aparțin lui el. Există. Există x1, x2. Aparțin lui el. Deci, indiferent că oricare ar fi el, deci oricare ar fi el, real, mai puțin 2, totdeauna ecuația asta are rădăcini reale. Asta a fost punctul A. Punctul B. Să găsească M, M egal cu cine, astfel încât x1 la pătrat plus 7x2 minus 4 totul supra x1 plus 5x2 x1 plus 5x2 fie egal cu 6. Egal cu 6. Deci, să se găsească el astfel pe fix 1 la pătrat cu 7, 2, minus 4, supra x1, plus 5, 2, să fie egal cu 6. Asta este punctul B. Punctul C. Să se arate că parabolele asociate trec prin două puncte fixe, ale căror coordonate se cer determinate. Deci să se arate că familia de parabole, punctul C, familia FM de X. Da? Așa că familie parabole trece prin două puncte fixe, scrieți așa, trece prin două puncte fixe ale căror coordonate se cer determinate. Și FM de X trece prin două puncte fixe ale căror coordonate se cer determinate. B.
egal mai departe. Delta este egal cu 9 în pătrat, plus 6 n, plus 1, minus 4 n, plus 8. Păi stai o secundă. Lasă minusul. Și înmulțește. Minus pe lângă 2. Minus pe lângă 2. Poți să zici așa, minus pe lângă 4 e minus 8. 4 e minus 8. 2 e plus 3. Plus 7 x 2 minus 4
care sunt X1 și X2, l-am locuit. Da. Am locuit și la care probabil și alții am rezolvat. Dar nu le știm. Păi să încercăm să le aflăm. Așa că mă găsim în ecuația și astea. Ecuația de gradul 2 s-a făcut rădăcime. X1 și X2. Cum procedăm? Ca să aflăm. La focul cu delta. Era N plus 5 totul la pătrat. N plus 5 totul la pătrat. Și acum, dacă delta este N plus 5 la pătrat, eu să spui X1, 2 este egal cu... Adică... 1 plus minus N plus 5 la pătrat. Dar ce 1? Cât e B? Minus pentru că 3 plus 1. Minus cu minus devine 3 și 3 plus 1. Plus 1. O dată X1 va fi egal cu 3 plus 1. 3 plus 1. Și este la 3. 3 plus 1. Plus. Plus. M plus 5. Dar nu la pătrat, că radical din M plus 5, vine M. Din radical din M plus 5 la pătrat, da? Deci vine M plus 5. Totul supra 2A. 2 pe lângă N minus 2. Și aici n-a fost bine 2 singur. 2 pe lângă 2 minus 4. Minus 4. X1 egal cu 4 N plus 6. A 2 N minus 4. E la mai departe, scoate 2 în față, dar să vede ce trebuie. 2 pe lângă. 2 ia plus 3. Totul sumă. 2 pe lângă. Ia plus 2. 2 și 1. E ca 2 plus 3. Da, ia plus 2. Asta este X-ul, da? X-2. Este egal cu 27. Egal cu 27, care nu se face cea.
5% plus 9 minus. Minus. 10% sunt plus 10. Oh,
6. Pe minus minus vine 63. Plus minus. Plus și minus 43. Da. Supra A. Supra 35. Deci pentru punctul B. Pentru B. Hai că ajungi. Acum așa. E vorba egală cu... 105 pe 35 și pe 21 supra 7. Adică 3. Și M2 este egal cu 21 supra 35. 21 pe 7. Da. 3 pe 5. 3 pe 5. Deci la întrebarea, care este o valoare lui el pentru care să se întâmple chestia asta față la calcul 6? Cine sunt valorile lui? Să răspunde și noi. Deci se răspunde dreptul său. El mă aparține în mulțimii valorilor. 3. Da. 3 și 3 pe 5. Deci, uitați că autorul mi-a pregătit acolo. Am văzut de delta mai întâi, care a fost un pătrat către M plus 5, totul a pătrat. Și a fost ușor să ne punem problema să aflăm rădăcini, efectiv. În cele mai multe ori, relațiile care sunt date aici sunt de așa manieră încât se lucrează în sumă și produs. Dar autorul a dat numai X1 pătrat, n-a dat și X2 pătrat. Ca să pot să le aranjez acolo. Deci, în condițiile astea, nu am avut alternativa să afle efectiv pe cine? Pe X1 și pe X2 să le găsim. Și a fost și foarte interesant organizată chestiunea. Că în clipa în care ne-am apucat de rezolvat, X1 a fost o expresie în el, pe aici nu era scris, iar X2 a fost 1. Da? Deci X2 a fost o valoare independentă de parametrul european. Și am mers foarte rapid calculul. Atenție, multă la calcul și arată. Să vedem la punctul C. Care este familia? Nu, să se arate că familia de parametru. Din două puncte fixe, ale căror coordonate sunt cele determinate. Deci arătăm că este două puncte fixe și să găsim și coordonate. Ia să gândim așa. Când dăm o nouă valoare, obținem o parabolă, da? Ia să zicem, pentru mâi egal cu 1. Pentru mâi egal cu 1, obținem F indice 1 cu paranteză X, așa, egal cu 1 minus 2, deci minus X pătrat. 3 ori 3 cu 4, minus 4 X. Plus 2 ori 1, 2, și cu 3, 5, plus 5. Obținem o parabolă. Graficul, dacă trasăm graficul la funcția asta, este o parabolă. Dacă e o altă valoare, o altă parabolă. Ia să zicem, pentru mâine egal cu cine, să spunem, cu asta 2. Cu 0. Cu 0. E indice 0 de x va fi egal cu minus 2x pătrat. Minus 0, minus x plus 3. Și dacă trasăm graficul o altă parabolă, e corect să spun o familie de parabole? E corect formularea familiei? Că la fiecare el m-am câte o parabolă. Cum el m-ar duce pe el toată mulțimea numelor reale, înseamnă că am o infinitate de parabole. Fiecare parabolă, deci graficul fiecarei funcții de aceste graduri este o parabolă, și înseamnă că are niște puncte din plan când o trasăm. Când o să trasăm cu cealaltă alte puncte. Și totuși sunt două puncte, spunea unul. Prin care trec toate parabolele cu putință. Și acum autorul spune așa, când simți nevoie pe cele două, înseamnă că cele două puncte care sunt niște puncte care nu sunt sensibile la valorul lui el. Se spune așa, orice e martin și nu mă interesează. Deci, coordonatele punctelor fixe nu sunt dependente de el. Sunt independente de el. Deci, notați, dacă există puncte fixe ale familiei, fieți cu mine, da? Dacă există puncte fixe ale familiei, înseamnă că coordonatele acelor puncte
nu sunt influențate de parametrul el. Nu sunt influențate de parametrul el. Deci coordonatele punctelor fixe nu sunt influențate de parametrul el. Hai să localizăm de fie de x acuma. Să desfacem parantezele. Deci e fie de x acela. E ca oricum. E mix pătrat. Minus 2x pătrat. Minus 3x. Minus 3x. Minus 1x. Minus x. Plus 2 plus 3. Și egal de desubt, să grupăm pe cei cu mână și să-și mut pe lângă. X pătrat. Minus 3. Plus 2. Minus 2 x da. Plus 3. Minus x. Minus x plus 3. Deci f de x arată așa. N pe lângă x pătrat minus 3 x plus 2. Minus 2 x pătrat minus x plus 3. Este același paragraf de numai că am organizat tot cumva. Dar prin funcția asta, la fiecare x am un y. De fapt, graficul funcției înseamnă toate perechele x și y care se obțin cu putință. La un anumit x găsesc imaginea un y, alt x, alt y. Ce înseamnă că y-ul, adică asta este y-ul, y-ul nu este influențat, y-ul punctului fix nu este influențat de el. Înseamnă că nu există el. Da? Deci, numai de x este influențat. Deci spuneți, y-ul punctului fix nu este influențat de el. Este echivalent cu a spune că el dispare. Nu există el. Când? Scriem așa. Vă rog să fiți de ce așa. Y-ul punctului fix nu este influențat de el. Este echivalent cu faptul că nu există el în exprimarea respectivă. Nu există el. Și când dispare el? Când nu mai există el? Nu când nu aș fi așa mai. Când? Deci este asta că este de zero. Deci, scrie și tu. Y nu depinde de el. Y nu depinde. Nu depinde. Depinde de el. Este echivalent cu ce chestie? X pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0. Dacă ăsta este 0, 0 ori mult, face 0 în spate. Și atunci de aici urmează că 9 minus 8. Deci punctele fixe sunt. Punctele fixe
acestea sunt B1 de coordonate. 2 și minus 7. 2 și minus 7. Și punctul fix al doilea este 1 și 0. Acestea sunt punctele fixe ale căror coordonate le-am și găsit. Iată că am răspuns în totalitate la problema pe care am avut-o, anume cele 3 puncte, mai întâi trebuia să existe rădăcini, să găsim pe el așa unde se întâmplă chestia asta, și ultima chestiune era formarea asta așa, să se arate că întreaga familie de paracole trece prin 2 puncte fixe, ale căror coordonate sunt cele determinate. Punctele fixe sunt pe 1 și pe 2, pe coordonate 2 din 7 și respectiv 1 și 0. Și cu asta am